Ni s-a făcut o înscenare. Da, eu n-am rânțăit acei papuci. Mie îmi plac cei cu toc. Iar blana mea nu e portocalie. Pun pariu că e iar ceva supranatural. Cred că e un... Yeti? Da? Nu? Cine e de acord? Sunt de acord cu tine, vecine. Eu sunt Petice, sunt tipul vârcolac. Petice? Ce cauți tu aici? Aici locuiesc. Cum adică? Intrați, mi casa e casa voastră. Nu, casa noastră e casa noastră. Oh, vreau să văd, vreau să văd. E grozav, nu-i așa? Credeam că locuiești alea din apropiere. Da, acolo locuiam, dar am transformat-o într-un restaurant mexicano-german, așadar m-am mutat în peretele casei voastre. Și de ce aduni atâția morcovi? Oh, ăștia îi folosesc ca bețe pentru tobe. Sunt Petice, tipul vârcolac, da, tamne, sam. Sunt un om păros și bun și mai sunt și motan. Când e lună plină, grăsimea e în mișcare, iar magia duce la o transformare. Sunt Petice. Da! Petice, nu poți să locuiești aici. Păi, am săpat deja groapa. Da, și draculaș a fost certat pentru asta. Și nu numai el. Și eu și Harold suntem certați pentru faptele tale. Eu nu controlez sistemul, amice. Trebuie să te muți în altă parte. Oh, de exemplu în peretele de acolo. Sau în peretele celălalt. Sau poate aici. Sau în vaza asta. Sau în peretele ăsta. Sau în tavan, în spatele acestui tablou. Sau aici. Nu, afară de aici. Dar nu pot să ies pe străzi în seara asta. De ce nu? Da, iată răspunsul. Da, e clar, trebuie să te ferești de lumina lunii, dar nu poți nici să rămâi aici. Să te văd cum te transformi e tare neplăcut și un om obișnuit ca tatăl Minei nu ar rezista să vadă una ca asta. Nici o grijă, Chester! Mă voi ascunde în groapa asta și nimeni nu va ști că sunt aici. Sunt sigur că e la fel de bine să mă ascund aici. Glumești cumva? Nu înțeleg care e problema. Care e problema? Trebuie să îți spun eu care e problema. Grozav, vorbim cu toții în același timp. Îmi place când vorbim cu toții în același timp. Nu, ești mult rău. Îmi place. Nu știu despre ce vorbim. Pentru ce faci, amice? Amice. Calmează-te, amice. Hei, ce se petrece aici? Oh, nu, adică... E un necunoscut în camera mea de zi și vorbește cu animalele... Cred că ești clarvăzătorul pentru animăluțe. Știi, mă gândeam să sun la un clarvăzător pentru animăluțe și iată-te aici. Eu sunt Petice. Nu vorbi cu el, Petice, nu. Așadar, ce spui? Rămâi aici ca să-i cumințești pe poznașii noștri? Nu știu ce vrei să spui. Ești tare amuzant, Petice. Mă bucur că ai venit. Da, e frumos când cineva te primește cu brațele deschise. Jester! Fantastic! Atunci să începem. Petice, fragila mintea tatălui Minei nu poate face față lumii supranaturalului. Nu cred că va putea face față aceste imagini. Ce va fi dacă te vede cum te transformi? Da, probabil că nu merită să risc. Ai nevoie de niște mâncărică pentru ceea ce vei face? A spus cumva mâncărică? Credeam că înghețata și tonul sunt pentru motan. Trebuie să intri în mintea adversarului, iar mintea e în stomac. Tu ești clar văzătorul pentru animăluțe. Cel puțin ar fi bine să fii. Dacă aflu că ești altcineva, voi fi nevoit să chem poliția. Acei nori de furtună pot să acopere luna în orice clipă. Trebuie să te scoatem de aici. De ce îți faci griji, Chester? Trebuie să protejăm mintea fragilă a tatălui Minei. Hmm?
Scooby-Doo! Urmărește o mulțime de videoclipuri și nu uita să te abonezi la canalul de YouTube Boomerang!